De ce credeți că înșală fetele? De plăcere. Tu ai fost înșelat vreodată? De 4 ori. De 4 ori? Dar de ce? Eu știu. Dar ce-ai făcut? Eu știu. De aceeași tipă? Da. Păi și te-ai mai băgat cu ea? Adică deja intru în viața personală, hai, lasă așa. De ce înșală băieții? De ce crezi? Că bănuiesc că nu știi. Că nu găsesc ce au nevoie la iubita lor. Și fetele? Același lucru. De ce crezi că înșală fetele? Mai mult din prostie și că se plictisesc rapid de băieți. Ai pățit vreodată? Da. Și pe tine de ce te-ai înșelat? A găsit altul mai bun. Mai bun? Păi nu te consideri destul de bun sau? Păi eu mă consider destul de bun, dar ea nu. Ea, eram ceva mai jos pentru ea. De ce crezi că înșeală băieții? Nu sunt mulțumiți de ce au acasă. Și fetele de ce înșeală? Păi asta nu știu. Cum asta știi la băieți și la fete nu? Avem o întrebare, e serioasă. De ce crezi că înșeală băieții? Diversitate. Și fetele? Plictiseală. A, deci e diferită la noi și la... Da, cu siguranță. Deci, de ce crezi că înșeală fetele? Că scumpe. Păi, te-a înșelat vreodată vreo tipă și era cu... Păi bune? Eu eram peștele ei. Am înțeles. Și de ce crezi că înșeală băieții? Că sunt șmecheri. Și atât? Șmecheri și atât? Nu știu. Sunt șmecheri și permit. A, deci ele când înșeală sunt cu... Dar băieții când înșeală sunt șmecheri. Un lacăt când e deschis de mai multe chei este prost. Dar o cheie care deschide mai multe lacăte este bun. Nu știu că n-am mai trăit asta până acum. De ce crezi că înșeală? Că... E plictiseală. De ce? Femeia de lângă îi plictisește, nu? Faceți un vlog cumva. La fetele de ce înșeală? Nu știu dacă știi, păi dar întreb. Păi nu știu că n-am mai făcut chestia asta până acum. Presupun că poți să întrebi o persoană care a trecut prin așa ceva. Din egoism. Ce înseamnă asta? Ești egoist. Vrei mai mult decât ți se oferă. Ok, foarte adevărat. Mersi. Salut. De ce crezi că înșeală băieții? De ce înșeală băieții? Că se satură de una singură. Ai pățit-o vreodată despre asta? Nu știu. Nu recunosc nimic. Nu ți amintești sau nu s-a întâmplat? Ai pățit-o vreodată? Ce anume? Să înșel? Nu, n-am pățit. Da, să fii înșelat. Nu. Eu am pățit-o. Ai fost și înșelat. Da, am și înșelat. Pe aceeași tipă? Nu. A, deci pe tine te-a înșelat o tipă și te-a înșelat o pe alta. Da. A fost un fel de răzbunare pentru tine, că te-a înșelat aia, ai înșelat și tu la rândul, da, nu? Cu altcineva. Dau seama cu altcineva. Și motivul pentru care ai înșelat-o? N-am avut un motiv anume, așa, din plăcere. Am înțeles. Și de ce crezi că te-a înșelat pe tine? De ce mai cred că m-a înșelat? Că a fost proastă. Dar tu n-ai fost prost când ai înșelat. Noi băieții nu suntem proști, doar fetele sunt proaste. De ce crezi că înșeală băieții? De ce înșeală? Da, de ce crezi că bănuiesc că nu știi sigur? Păi că sunt și unele fete de nu știu să-i țină lângă ei. Și fetele de ce înșeală? De ce crezi? Că nu știu dacă ai făcut. Tot același răspuns ca la băieți. Nu știu, băieții se dețină lângă el. De ce crezi că înșeală băieți? Păi n-au ce faci. Bă, răspuns. Hai să fim sim. Că se plictisesc de băieți? De băieți sau de ce fac ei? Cum se comportă sau cum sunt ei la pat sau știu eu? Personalitate, lucrurile pe care le fac. Am înțeles, ai pățit vreodată să te înșele? Da. Și de ce te-ai înșelat? Pentru că pur și simplu s-a plictisit de mine, efectiv. Îmi pare rău să văd asta. De ce înșeală fetele? Nu știu, eu nu înșel. Bună. De ce înșeală băieții? Bună. De ce înșeală băieții? Întreabă-i pe băieți, nu pe mine. Tu de ce crezi că înșeală fetele? De nebune. De nebune? Ai fost cu vreo nebună până acum? Cu multe. Tu ce părere ai? De ce crezi că înșeală fetele? De nevoie? De nevoie. Și totuși tu ai efect taxi pe mașină și pe băieți. Da, baram. De ce credeți că sigur nu prea știți? Degeaba că nu-i costă nimic. Nu știu, sincer. N-au ce le trebuie acasă. Foarte adevărat. Bună, avem o întrebare foarte serioasă. De ce înșeală băieții? Am că era bun. Ce-a zis?